Oscar Piastri va pleca din pole position în cursa de sprint din Brazilia, după ce a fost primul în calificări în direct la Antena 3 CNN. Cu doar 4 etape rămase din acest sezon, tensiunile sunt în continuă creștere și în afara competiției. Lando Norris nu l-a iertat încă pe Max Verstappen pentru cele două depășiri controversate de săptămâna trecută. Triplul campion mondial al Formulei 1, Max Verstappen, a fost aspru criticat pentru tacticile sale agresive de cursă din ultima vreme. Săptămâna trecută, la Marele Premiu din Mexico City, pilotul de la Red Bull a primit două penalizări de 10 secunde pentru două depășiri controversate în fața rivalului său în lupta pentru titlu, britanicul Lando Norris. Verstappen a ținut să răspundă criticilor. Yeah, I've heard that before, right, in my career, so it's my 10th year in Formula 1, I think I know what I'm doing. I race in a strong and fair way, like I've always done. It's for him to change, not me, so. Verstappen nu a mai câștigat un Grand Prix din luna iunie la Marele Premiu al Spaniei. Totuși, el este în continuare pe primul loc în clasamentul piloților. I think it's just you win some, you lose some. That's how it is in racing in general. And yeah, I like to win. I don't like to lose. I think not many people like to lose. And I think yeah, I always just try to maximize the result. And like I said, some you win, some you lose. Veștile proaste continuă pentru Verstappen și în Brazilia. Olandezul a fost penalizat 5 poziții la marea cursă de duminică, după ce etapa trecută a fost nevoit să folosească două motoare. Sâmbătă, cursa de sprint de la São Paulo va fi în direct la Antena 3 CNN de la ora 16. Tot mâine, postul nostru va transmite calificările începând cu ora 20. Marea cursă din Brazilia va fi duminică de la ora 19, în direct pe Antena 3 CNN și în Antena Play.